E soare. Hai în partea asta. Hai aici, aici, aici. Uite să mă uit la fete, eu vreau să stau aici. Fai, no, ce crezi? N-arată rău deloc. Da. Bă, păi și eu ce fac? Ce? Păi nu mai văd. Cum mă pun? Vin în partea asta. Nu seamănă cu Cristina? Da, da. Sper să nu fie, că dacă nu o bag în seamă, văd să ia de mine. Dar nu-mi plac. Asta din dreapta sunt mai mișto. Că te mint. Te pui lângă ea să faci bătaie sau. De ce ești tu pe unul? Mă duc la nu. A? Mi-e rușine, nu fiu prost. Nu sunt rezervate, puteți să luați loc. Ce facem, mă, că eu nu mai stau la masa asta singur. Sunt două mese cu două fete și noi stăm ca doi cei. N-am cum, ești nebun? Mi-e rușine, ce rușine să-ți fie, mă? Bă, acolo. De ce? Acolo, acolo. Alea îți plac? Da. Zi, mă. Da. Bă, pe plate, doi mușchi, vită, mi-ai zis că mi-e. Vită, vită cu salată. Dar vrem să ne mutăm la altă masă. Da, știu, nu, ne aduc. Nu, stai că zic eu la ce masă. Mi-e rușine, bă. Sincer. Bă, mereu mă prind. Bă. Da, sunt timid. Foarte timid sunt. Sunt, nu timid, rușinos. Eu sunt foarte rușinos. De exemplu, mi-e rușine să fac multe chestii. Da, dacă beau un pahar. Păi stai, tăticule, că nu e așa. Dacă beau un pahar, da. Mă duc la Eli, hop, dansez frumos. Eu nu mă dau la Eli. Vine de la sine, da? În general, eu nu prea mă dau la fete, că mi-e rușine să mă dau. Mă dau, dar așa, în glumă. Bună, fetelor! Vă deranjez? Sau am fost nesimțit că m-am pus direct cu voi la masă? Nu, sunt un tip de treabă. Sunt un tip de treabă care salut toate fetele. Am îndrăznit să mă pun lângă ele, că nu știu de ce mi-a venit așa. Ionuț, vino leacă încoa. Sunteți geloase? Ce geloase, mă? Pentru da? Ce? Dacă nu vii acum lângă mine. Măi, ăsta-i... Ionai este un pic... Și el are tupeu. Că e turc. Turcii... I-au bătut ăsta acum, Ștefan cel Mare, al nostru. Și acum se dă la româncile noastre, înțeles? Și, na... Are, da, eu sunt timid, recunosc, chiar sunt timid și ăsta are tupeu la el. Chiar are foarte mult tupeu și câștigă foarte mult pe treaba asta, gen că fetelor le plac băieții mai așa, mai cu tupeu, mai... Și eu am tupeu foarte mare, gen, da, cu o fată care chiar îmi place sau cu o fată străină, să mă duc la ea, mi-e rușine. Dar cu o femeie așa, am glumesc cu ea, gen. Exact ca ursul din... Ah, da, scuze. Hai să ne pupăm. Ionuț. Te-ai grăbit? Eu sunt Ghiunai. Minte, îl cheamă Ismail. Eu sunt Ismail. Dar bine. Nu sunt pupăcios, nu, asta el e mai pupăcios. Eu de fel. Vă nu v-am deranjat, da? Sigur, 100%. Da, am zis și să ne distrăm și noi cu două fete. Să ne facă viața mai frumoasă, cum să zic eu. De-aia nu înțeleg de ce asta de Ghiunai nu se duce la nevastă sa. Este mai mult cu mine decât de cu nevastă. El de 3 săptămâni nu a fost acasă. Eu nu înțeleg viața. Ce se face? Dar uite, pe tine te-am mai văzut undeva, dar nu știu unde. Și pe tine la fel. Nu e vrăjeală. Nu, e vrăjeală. Nu, serios. Ba da, e vrăjeală. Nu. Păi, dacă nu e vrăjeală, unde? Dansați, vă ocupați cu chestii de genul sau cu filmări? Serios? Tu cine ești? O locuiești în Cristina, e obosită. În Cristina. A intrat ea în program. Da. Bă, fata e foarte talentată, să știi. Nu știu ce frumos ai. Dar nu vrei să facem... Ba da! M-ai simțit! Nu pot să cred! Mersi frumos! Gianina și Laura ai spus, Laura. Nu? Prima oară trebuie să ne prietenim pe Facebook, nu știi? Ionuț și... Ismail. Eu cânt cu saxofon și el cântă cu... Da, știu. Pe el mai cunoaște, l-am mai văzut. L-am mai văzut pe la... Prin training, prin... Da, știi. Da, asta. Ce e training? Ce înseamnă? E un costum popular. Jale mare cu jos! Ai iubit? Vorbeam de oraș, Ionuț, vorbeam de oraș, unde ești, ce-ți place, ce alea, poate mă vorbim, ai iubit? Nu, nici eu n-am ce oraș ești? Galați. Și eu te iubesc. Bine, ai iubit? Bine, ai iubit. Fac casă, copii, vreau copii mulți. Poți să faci copii mulți? TikTok, nu mă uit, el e cu TikTok-ul. Sincer, acum vreau câteva, dar niciuna nu vrea câteva. M-ai înțeles? Acum, na, trebuie să-mi găsesc cu iubire. Te bagi, îți freacă creierul. Nu. Fata asta îți freacă creierul. Da. Ferească Dumnezeu să aibă o relație da, cu cineva. Da, văd că tachinez. Nu, no, nu. No. Noi am venit dincolo, da? Nu, no, dar tu ai venit acolo, dar tu de fapt nu mă iubești. A fost așa o întâmplare, tu nu... Nu! Am pus ochii pe voi, de asta am venit aici. Am vrut să vă agățăm. Voi erați aici, nu când am venit, fetele astea nu erau. Și noi când am venit prima oară ne-am uitat la voi. Ai înțeles că s-au pus și ele întâmplător la masă că l-a văzut pe el? N-ai venit la terasa asta pentru că erați veci. Ai
Și ce ți s-a părut interesant? Ei, nu mi s-a părut mai nimic interesant, am zis să bănăm apă împreună, o Caterinca, ai înțeles? Și sunteți niște fete drăguțe. Asta e apa ta? Tu m-ai mai sărutat așa, indirect. Vă dau gheață? Vă dau și un cup? Un cup la amândoi? Eu ți-am dat să bei. Păi și trebuie să beau la comanda ta? Păi ca să ne sărutăm. Bine, ok, acum hai să ne sărutăm. Și ai iubit? Nu. N-ai? Sigur? Dar arată deștile. Dar mie îmi place și cu asta. Este binelul meu. Că eu m-am pus la masă și tu vorbești la mult, tu agăzi, tu faci... Gata, mă, nu mai... Hai să vorbim toți patru de început. Nu vreți și pe urmă vorbim și cu te doi. Hai. Stai și tu așa să vorbim cu te doi, patru. Cu ce vă ocupați? Eu sunt studentă. La? Bani, de unde produci, tati? Bănuți. Bănuți? Da, bănuți. Vorbim de producția, de unde? Din evenimente. Băi, urât evenimente? Prostule, stai, urât evenimente. Prostule, urât prostule, urât prostule, urât prostule. De unde produci bani? Din Germania, auzi? Evenimente, ce evenimente? Bănuți, botezuri, mormântări. Păi dansați sau cântați, mă? Măi, noi cântăm. Facem de toate. Noi cântăm. Cântați? Tu dacă cânti și dansezi, nu? Da. Tu ești cântăreață? Da. Ești cântăreață? Da. Nu cred. Ia zi-mi, zi-mi să te caut. Ai ceva pe YouTube, ceva? Cum? Laura Toader. Laura? Toader. Teodorul nu. Toader. Dă, bă, turc. Vai, mamă, ce clip ai, mâncați-aș. Dă, mă, să văd și eu ce... Fai, mamă, fai, mamă, fai, mamă. Ce, mă? Dacă te rog ceva frumos din suflet, fără să mă repuși, poți să te ridici puțin? Mamă, dar ce tare ești. Nu, ești dezbrăcată. Da, nu, a rămas prost că mai așa, adică nu mă așteptam să cântați deodată, cum ne-am băgat Janina. Noi seama. Bă, dacă vă deranjeam, plecăm, adică nu, noi nu stăm cu forța în viața nimănui. Ai înțeles? Și acum, în timp ce spun treaba asta, iau apa aici și dau. Nu te deranjeam. Să sărut, dar în grec, nu? Tot tu vrei, mă, să sărăți în grec. A, apa ei. Credeam că apa ei. Nu. De ce ai puțin, mă, la picior, iar? Mă doare burta. Ai auzit ce ți-am spus, iubire? De ce? El are așa? Dacă iubirea noastră e greșită, atunci vreau să fim greșit. Da. Hai. Hai, să vedem. Poate faceți o piesă împreună. Ah, nu, îi fac copii dacă vreau. Copii? Îți fac mult. Marcat direct, adică nu... Vrei copii? Da, normal, câți? Dar cum? Câți? Da, Dumnezeu. Ai ochii verzi? Schimbători. Cipilan, dacă nu... Am dat impresia că îmi place de ele. Așa am dat impresia? Nu. Nu-mi place. Erau niște fete drăguțe, simpatice, aveau bun simț, erau educate fetele, dar nu, adică nu, mai mult de o discuție acolo, nu. Doar am glumit cu ele, când mi-am dat seama așa și mi-am intrat eu așa, le-am cunoscut. M-am drăgostit pe moment, nu m-am drăgostit pe moment, nu. Dau senzația că îmi place, dar nu. Îmi place, sunt fete frumoase. Mi-aș petrece timp cu ele, dar nu aș vrea o relație cu ele. Să nu înțelegeți că vreau o aventură sau chestii. Nu! Am zis asta? Bine, nu știu. Dacă... Dar nu sunt... Nu știu. Nu mi-aș face o relație, ca să înțelegi tu. Sunt foarte drăguțe fetele. Foarte drăguțe, foarte simpatice, cu bun simț, au multe calități, dar mie nu m-aș însura... Nu simt să am o relație cu una din ele sau ceva. Vreți să fim împreună? Aoleu, mă întrebi așa. Nu vreți să vă cunoașteți întâi, vorbești? Păi da, dar poate tu nu vrei tu, mai încolo, nu știu. Tu vrei să fim împreună? Da. Mamă, ce... Te arunci? Hai că e onoare, e onoare. Eu cred că dacă ai inelul acum, spune da. Vezi că te-ai grăbit și tu acum? Vrei să fii soția mea? Nu cred. O mai gândesc. Tu pune-l pe mână că eu mă mai gândesc. Dacă te gândești, lasă-l aici. Cât ai dat pe ăsta, că-l dau la manet? Cât ai dat pe el? L-am primit. Are valoare sentimentală. De la cine? Da? L-am primit de ziua mea. De la? Nu, e ziua mea, e ziua mea. De ziua mea, de la? De la un prieten. Mamă, dar din voi ia blondă. Tu... Ai înțeles? Are și ceva? A fumat. A fumat. Copii a fumat. Mamă, m-ai zăpăcit de 22 ore, mers pe aici, blonduțo. Dar nici nu comentez, eu nu comentez. Bravo. Ce-o zis? Bă, dar ea chiar se lua de mine. Da, ea a fost serioasă, ea chiar a crezut că... Dar n-a știut că e, de fapt, te-a alintat cu ea. Femeile astea. Da, mă, era una tupeistă acolo, care... Am simțit-o că îi plăcea, gen...
E, dar nu, nu e chiar așa, nu știu. Unele fete chiar nu înțeleg unele lucruri, dar ar trebui să-ți dai seama după tonul vocii, mimica feței, de anumită atitudine, că dacă că eu am spune, îi spui la mâna, știi? Pentru mine e o alintătură asta, știi? Dar nu înțelege, cred că conjur poate. Dar eu n-am spus așa, am fi fete respective. Nu știu, am încercat așa să glumesc cu ea. Bine, oricum, fata aia chiar nu era genul meu deloc. Deloc, adică dacă nu. Că era răutăcioasă, nu. Era genul ăla de femeie, era.